Nu neapărat. Dar nu merge. Nu că nu merge la gol. Mai rog. Bună ziua. Am câteva observații legate despre desfășurarea de aceste dezbateri publice și despre prezentările pe care le-ați făcut. În primul rând, în cadrul dezbaterii publice de aici se contenează opinia publicului, iar luările de cuvânt ale autorităților ridicate, despre care mă bucur că au venit aici, nu se încadrează în legalitatea acestei dezbateri. Dumneavoastră, domnul Barbă, ați menționat că invitați să ia cuvântul inclusiv reprezentanții autorităților. Nu, am reținut, îmi cer scuze. Domnul Constantinescu, la început, când apoi deschide discuțiile, dumneavoastră ați invitat autoritățile să ia cuvântul și legat de aceasta v-am spus. Vreau să menționez că nu se încadrează în legalitatea de dezbaterii, ca autoritățile să ia cuvântul. Așa ați spus. Nu. Am spus. Doar că m-am trăit înainte... Deci m-am criticat pe mine și da. Nu e în regulă. Doar două comentarii. Am văzut o prezentare foarte drăguță în care pe unul din slide-uri era... Așa ceva am zis. Era și prezentat procesul minier cu cei trei pași de acolo. Dar părerea mea este că lipsește cel puțin un pas și anume ecologizarea. Spun cel puțin un pas, pentru că de fapt doi pași. Ecologizarea înainte de începerea proiectului, care trebuie să o facă statul român și pentru care deja există un plan și există niște bani alocați și care ar rezolva o parte din problemele comunității și într-adevăr ecologizarea pe care trebuie să o facă compania, dar pe care n-a trebuit să nici măcar pe slide. Nu știu dacă în planul de lor există aceasta și au dat subrața pe slide sau dacă nu există de fapt. Legată de acest prim plan, aș dori să fac și o mică paranteză și că aduc în vedere faptul că proiectul de la Roșia Montana, chiar dacă în prezentare apare ca având un impact local foarte mic, chiar și la nivelul județului, nu mai vorbim de cel transfrontalier, poate fi un precedent pentru alte proiecte care știm că deja există în România, majoritatea nu prea puteni, și care, dacă se va face, și în forma în care se va face, va da apă la moară pentru alți, așa zis, investitori. Al doilea comentariu, se referă la tot domnul care a prezentat despre comunitate și care spunea că nu se pricep la cifre. Din păcate, cum bine spunea domnul director, Abraham, acest proiect este numai despre cifre. La momentul de față, dacă la aceste cifre nu ne pricepem, după atâția ani de studii, de investigații, de bani dați la anumite companii și alte instituții, atunci părerea mea e că e grav. Pentru că când va trebui să trecem la munca reală, va fi mult, mult mai serios. Da, și încă o singură remarcă. Transfrontalier, din punctul meu de vedere, poate îl lămurim aici, nu este ceva care trece dincolo de graniță, ci este ceva care nu are granițe. Și acest proiect nu are granițe. Deci nu e ceva care merge acolo la vamă, arată pașaportul și dacă pașaportul merge, mă trece dincolo. Nu există așa ceva. Da, și mulțumesc și mă scuzați încă o dată, domnule. V-am dat parte de probleme. Domnul primar, vă rog frumos să ne spuneți dacă hotărârea de Consiliu numărul 1 a fost validată de către prefectura. Dacă aveți documentul să ne prezentați în realitate, dacă nu aveți, trebuie să vă spun, s-a cerut vreo la 544 ca să știi dacă a fost validat sau nu, pentru că hotărârea 45 și 46, dumneavoastră ați reactivat-o în 2008, în 2009, practic,
Și mi-a luat să foarte bine că legile s-au modificat un pic. Ați aprobat un punct și un punct care nu mai este acum valabil. Deci, dumneavoastră, și după câte am informații, acea hotărâre numărul care se referă la PUC și la PUC, n-a fost aprobat. Și atunci, discuția asta, dacă nu este aprobată, nu văd cum se face, nu văd cum putem să discutăm despre un plan urbanistic zonal, că nu avem un PUC. Deoarece că știm foarte bine că PUC și PUC a fost suspendat de către justiție. Deci am început cu treaba asta. Și acum, dacă tot am venit aici să discutăm niște probleme, facem o discuție, am să încep cu o întrebare pentru domnul Horia Bram. Domnul Horia Bram a spus totul, după cum a prezentat dumneavoastră proiectul, totul este extraordinar de frumos și de elegant. În prima întrebare, vă rog frumos să-mi spuneți dumneavoastră ca și companie, unde ați făcut un proiect din el? Asta este prima întrebare. Vă mai pun o întrebare. Dumneavoastră, nu ați amintit nici aici că axul barajului l-ați mutat în aval cu 250 de metri și ați mărit capacitatea de decantare? Vă rog frumos să răspundeți și la întrebarea asta. Mai am o întrebare pentru doamna Cecilia. Doamna Cecilia mi-a spus că se împușcă. Vă rog frumos să-mi spuneți câte împușcări se fac pe săptămână.